Pe 25 mai este marcată anual Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, cu scopul de a aduce în prim plan tragedia a copiilor răpiți, de a informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte de copiii care nu au fost găsiți niciodată. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General de Poliție, în perioada 30 aprilie 2020-20 aprilie 2021, în țara noastră au fost înregistrate 5 924 de sesizări privind minori care au dispărut de acasă, din care 5800 de minori au fost găsiți până la finalul lunii mai anul curent. În ultimii ani, în România, numărul sesizărilor dispariților de copii aproape s-a dublat, astfel că în 2015 erau 3.736 de sesizări și azi sunt 5.924 de sesizări. În fiecare an, aproximativ 200.000 de copii dispar în Europa. În 2020, la linia telefonică 116000 pentru copiii dispăruți, au fost 42.662 de apeluri, care au vizat 8.857 de cazuri, cu 17 mai mult decât în anul trecut. În peste 95% din cazuri este vorba de plecări voluntare, cele mai multe dispariții fiind înregistrate în rândul adolescenților. Dormitul pe stradă, cerșitul și prostituția sunt cele mai frecvente strategii de risc maxim pe care copiii fugari le au la îndemână pentru a supraviețui. Principalele motive care îi determină pe copii să-și părăsească familia sau centrele de ocrotire sunt neglijarea și lipsa de supraveghere din partea adulților responsabili, conflictele repetate din familie, abuzurile Supra copiilor fizice și/sau emoționale, lăsarea lor în grija bunicilor sau altor rude, odată cu plecarea aparținătorilor legali la muncă în străinătate, blocaje în comunicarea cu părinții, cu precădere în situații dificile, abandonul școlar și influența, presiunea anturajului, consumul de alcool și substanțe halucinogene, situația economică a familiei.